Salut! Hai să facem împreună 5 minute de mișcare. Doar atât, ridică-te de pe scaun, de pe canapea, lasă totul pentru 5 minute și mișcă-te împreună cu mine. Lucrăm astăzi coapse, fesieri și cor, zona de mijloc a corpului. Fără să facem abdomene, lucrăm abdomenul împreună cu grupele musculare din jurul abdomenului, fără să ne întindem pe jos, fără să facem abdomene. Vom lucra pe intervale de timp 30 de secunde exercițiu, fără pauză. Trecem din exercițiu în exercițiu, în 5 minute, unde să-ți mai iei și pauză. Deci, 30 de secunde, exercițiu, fără pauză. Avem 5 exerciții pe care le repetăm de 2 ori și asta va însemna exact 5 minute. Foarte simplu, începem cu pas fondat spre înainte, pe un singur picior, dau drumul la timp. Exercițiile sunt ușoare, o să vezi că o să meargă super rapid. În 5 secunde începem palmele la ceafă, primul exercițiu, pas fandat spre înainte, tragere cu apesta înaltă, hai! Calci pe călcâi și rămâi cu călcâiul acolo în podea, da? Rămâi cu călcâiul jos, nu te duci spre înainte. Trage de coate, spre înapoi, împinge pieptul înainte și strânge abdomen. Perfect. Schimbă parte. Nu avem pauză. Treci din exercițiu în exercițiu. Următorul va fi o ridicare de genunchi în lateral, din stâng. O să vezi foarte simplu. Deocamdată facem fondare. Lateral, întins și genunchi. Întins, genunchi și cot. Ridică și șoldul, da? Ridică și șoldul. Când ridici piciorul întins, ține coapsa foarte bine activată. Nu lăsa glezna moale sau genunchiul. Schimbă în parte. Doar 5 minute. Și sigur că exercițiul 5 va fi o planșă. Dacă mi-ai făcut cu mine antrenamente, știi că facem o grămadă de planșe. Planșă, flexezi genunchi. Vii spre înainte, drept stâng genunchi la piept. Flexezi, lași genunchi aproape de podea. Lași coatele întinse. De la capăt, acestea sunt exercițiile. Nu pierde timpul între, fiindcă dacă ai doar 5 minute, folosește-le pe toate, până la ultima secundă, da? Schimbă partea. Vei lua pauză când se termină mini-antrenamentul. Lateral. Hai, ridică șoldul, respira.
lăsat și planșa și ai bifat măcar 5 minute de mișcare. Asta a fost tot. 5 minute, sunt sigură că ți-ai pus sângele în mișcare. Ai făcut ceva. Poți să-ți continui activitățile. N-a fost ceva extraordinar. Dacă mai ai timp, continuă acum. Poate reușești să mai integrezi 5 minute cândva mai târziu pe parcursul zilei tale. Sigur că e perfect să ai vreme de un antrenament întreg, de 3-5 ori pe săptămână. Dar dacă n-ai vreme de mai mult, fă cele 5 minute ca să te minți pe linia de plutire și încet, încet vei putea construi 5 minute peste 5 minute peste 5 minute spre un stil de viață sănătos. Mă găsești pe Ioana Makes You Fit. Spor la antrenament!